Bun găsit! Salariu de până la 40.000 de lei. Asta oferă o companie IT unui inginer în domeniul dezvoltării de software. Firma are și alte oferte tentante cu lefuri de până la 20.000 de lei pentru reprezentanți comerciali, de exemplu. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și agronomii pot câștiga bine. O companie din Raionul Florești oferă un salariu de 25.000 de lei pentru acest post. Același salariu îl acordă și o firmă de textile, care este în căutarea unui programator. Lefuri de 20.000 de lei sunt promise pentru funcții vacante de șoferi, consultant la o vinărie sau diriginte de șantier. Tot atât ar putea câștiga și un sudor. Aceste locuri de muncă sunt în municipiul Chișinău, Comrat și Raionul Ialoveni. Cu 16.000 de lei ar putea fi remunerat un contabil sau un doctor. Spitalul Raional din Râșcani caută 23 de medici cărora le promite acest salariu. Cei care vor să depună CV-ul pentru aceste posturi vacante se pot adresa la subdiviziunile teritoriale ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă.